Tăietorii de lemne. Tăietor de lemne, tăietor de lemne, tăietor de lemne, tăietor de lemne, unde copacii cresc înalți, plini de sirop cât doriți. În această pădure vom găsi un băiat ninja în flanelă și pe rog făcătorul care va provoca într-o poveste care să vă placă. Da, se pare că arțelul acesta este plin de sirop. Acționează! Acum privește ce pot să fac, Garu. Aia! Bine. Wow, wow, yeah! Uhu, asta a fost grozavă. Iubitorii siropului de arțar îți sunt recunoscători. Siropul este al meu! Vreau acel loc de unde țâșnește siropul! Vreau această întreagă pădure! Poftim? Nu pot solicita întreaga pădure? Da! Și siropul este pentru toată lumea! E, atunci îl provoc la luptă pe... Alege-mă pe mine! Te provoc pe tine, Garu! La o întrecere de tăiat copacii! Dacă câștig eu, tot siropul din această pădure este al meu! Accept această provocare, Garu! Siropul de arțar este al tuturor! Nu te teme, Garu! Îl poți învinge ușor! Deci, succes! Cade! Cade! Probabil că trișează! Nu o să mă ajungi niciodată din urmă, Garu! Cel mai bun din trei, primul care ajunge în vârf, câștigă! Acum vom vedea cine ia controlul asupra siropului, a? Vom porni la sunetul acestui fluier! Acum ești pur și simplu hrană pentru veverițe, Garu! Înainte! Victoria este la distanță de câțiva metri. Cei mai buni 3 din 5. Te provoc la o întrecere de tăiat cherestea. Hai să vedem cum învinge asta, a? Cu lemn pietrificat. Care-i problema, Garu? Nu-l poți tăia? Care sunt micii tăitori de lemne care vor faimosul sirop de arțar pe clătitele lor? Am fost tăiați!
Frumoasă muncă, Garu! Un dojo din bușteni? Ei bine, se pare că siroful este din nou în siguranță. Acesta este siropul lui Mugi! Omule, tipul acesta nu renunță! Un tăietor de lemne fără sabia sa este doar un tip care poartă flanel. Acest buștean este suficient de mare doar pentru unul dintre noi, Garu! Prea multe clădite! Limbă-te, măi! Acesta este peretele meu! Ce poveste crezi că spune acest tulp totem? Ai spune că pădurarul fucaș obține întotdeauna omul?